600 de elevi de la Colegiul Tehnic de Transporturi din Piatra Neamț au luat parte timp de 2 zile la campania inițiată de Primăria Piatra Neamț, Piatra Curată. Ediția de toamnă se desfășoară în perioada 22 septembrie-22 octombrie. Campania implică mii de elevi din unitățile de învățământ nemțene, sportivi, pensionari și reprezentanți ai asociațiilor de proprietari. Efectuăm acțiunea Piatra Curată, acțiune de ecologizare început ieri, în data de 30 octombrie, cu poligonul care îl are în administrare Colegiul Tehnic de Transporturi. Astăzi ecologizăm curtea școlii și toate străzile aferente. Știți cam ce cantitate de gunoi s-a strâns? Într-un sfert de oră, cantitatea de gunoi o puteți vedea și dumneavoastră. Liceenii au primit saci de gunoi și mănuși de protecție și cu entuziasmul specific vârstei au pornit la treabă. Ce înseamnă această acțiune pentru tine și colegii tăi? O ecologizare a orașului și o zonă curată de a ne păstra numele de perla Moldovei. Cât de necesare sunt astfel de campanii? Foarte necesare. Unii oameni sunt foarte neordonați și nu fac curățenie și mai mult aruncă pe jos. Această acțiune face parte din acel program numit și O Piatră Frumoasă. Elevii noștri au participat astăzi cu mult drag și sperăm să mai fie și astfel de activități cu alte ocazii. Cât de necesare sunt astfel de campanii? Eu zic că sunt destul de necesare și utile, pentru că cu prilejul acesta ei devin mai responsabili și nu mai fac mizerii, nu mai aruncă mizerii. Acțiunea Piatra Curată este o campanie de ecologizare inițiată de Primăria Piatra Neamț, în care sunt implicați cât mai mulți pietreni.